Peste 40.000 de învățători și profesori din toată țara s-au înscris la cursuri gratuite de digitalizare prin care au învățat cum să predea la distanță. Au aflat de la voluntarii mai multor ONG-uri și cum să se adapteze dacă elevii nu au tablete, laptopuri sau acces la internet. Cum v-a fost tema de ieri? Am văzut că ați jonglat puțin cu fișele, le-ați făcut pe cele mai ușurele. Adriana este învățătoare la școala gimnazială din Vlădeni, județul Brașov. Și pentru că nu toți elevii ei au laptopuri sau tablete, a fost nevoită să găsească o metodă pentru a se asigura că cei mici nu rămân în urmă cu materia. Le lasă în fiecare zi lecțiile printate, la magazinul din sat. Aici sunt fișele pe care el le găsește. Așa, este scris numele lui. El le rezolvă, mi le pune frumos tot în punguță, mi le aduce la magazin și eu când mă duc, facem schimbul. A avut această idee după ce a urmat cursurile gratuite pentru profesori din cadrul programului Școala pe Net. Am luat cunoștință cu o grămadă de site-uri, de aplicații, de platforme care vin în ajutorul nostru și chiar dacă nu le pot folosi pe toate, pentru că nu sunt posibilități tehnice, am putut să le studiez și să aplic, să scot, adică ce aș putea eu aplica. Să scot vorba aceea, fără ai din ce ai. Ceea ce am văzut noi a fost nevoia lor de a vedea exemple concrete de predare sau de a cunoaște alți profesori care au reușit să treacă orele pe internet cu succes, chiar dacă proveneau din comunități unde nu erau foarte tehnologizați. Și voluntarii organizației Digital Nation au organizat cursuri gratuite pentru 35.000 de cadre didactice. Multe dintre cadrele didactice sunt conștiente de faptul că lecția de la clasă nu poate fi predată la fel în online și că este necesar să facă transformări, ajustări, modificări. În plus, profesorii au acces gratuit în această perioadă și la o platformă prin care își pot susține online orele. Îi ajută pe dascăl să facă tot ce implică școala în condițiile curente la distanță, să creeze un orar, să dea drumul unei lecții video la distanță, să pună note, să pună prezențe sau absențe, să dea teme. La fel de implicați au fost și voluntarii de la organizația Salvați Copiii România, prin programul Ora de Net. Ei au lansat o linie telefonică de consiliere pentru părinți și profesori, gratuită, disponibilă de luni până vineri, între orele 9 și 13.